Mai în spate! Cristi! Bă, după ambulanță, picoți! Toată lumea după ambulanță! Inspectoratul pentru stații de urgență Prepădava de Neamț a fost înștiințat prin sistemul național unic pentru apelul de urgență 112 despre producerea unei explozii urmată de incendiu la un bloc de locuințe din municipiul Piatra Neamț. Ne-am deplasat la intervenție cu toate forțele din detașamentul de pompieri Piatra Neamț, sub unitatea din raionul de bază. Au fost două victime care au fost evacuate la spital. De asemenea, am mobilizat pe lângă autospeciale pentru lucru cu apă și spumă, autospeciale pentru intervenție și salvare la înălțime și ambulanțele SUMUT și de la Serviciul Județean de Ambulanțe necesare pentru transportul eventualelor victime la unitatea de primiri urgență a Spitalului Județean Piatra Neamț și pentru a asigura asistența forțelor de intervenție. Pentru acțiune rapidă, într-un dispozitiv paralel, incendiu a fost localizat și lichidat în limitele găsite. După aproape lichidat, mai sunt mici focare, după cum vedeți, nu mai iese fum. Acum se face o cercetare în fiecare dintre apartamentele afectate, să lichidăm ultimele mici focare, să ne terminăm treaba până la capăt. Două sunt afectate mai puternic, urmează să solicităm intervenția Inspectoratului Județean în Construcție pentru a verifica structura de rezistență a blocului și a permite astfel locatarilor să se întoarcă în bloc. Momentan sunt evacuați? Toată lumea este evacuată din bloc în momentul de față. Ne puteți confirma că ar fi fost vorba de explozie la o centrală? Este o explozie la gaze. Că e de la centrala termică, este de la aparatul de gătit, o să vedem. Nu am făcut încă cercetarea cauzei acestui incendiu, urmează după lichidarea ultimelor focare. Știți cât de grav este starea victimelor? O persoană este mai grav, cealaltă persoană este intoxicată cu fum, cea pe care ați văzut că am salvat-o de la etajul 4 cu autospeciala pentru intervenție și salvare de la înălțime. Să înțelegem că sunt doar două victime în acest moment. Două victime avem confirmate în momentul de față. Linia o tragem când am încheiat intervenția și am plecat de aici.